Deși s-a lansat pe scena politică cu sloganul și principii, vrem o țară ca afară și fără penalii în funcții, USR Plus minte poporul cu televizorul. Vorbele cu care acest partid ar fi urmat să înnoiască întreaga clasă politică, să schimbe mentalități și să depolitizeze sistemul bugetar, s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari păcăleli de după 89. Curentul politic rezist creat de USR Plus a beneficiat în ultimii ani de o susținere mediatică considerabilă, dar și de o promovare masivă în mediul online. Aceste partide, devenit între timp unul singur, erau prezentate ca fiind noile forțe politice capabile să modernizeze cu adevărat România. Toate principiile și loganurile cu care au câștigat simpatia cetățenilor s-au dovedit a fi doar minciuni. Fără penali în funcții publice, competența și meritocrația sunt principiile pentru care mulți susținători ai curentului rezist au acționat. Radical. Așa au ajuns bunicii noștri, niște fosile comuniste, părinții niște înapoiați, iar colegii care gândeau altfel decât progresiștii, niște inculți. Au câștigat primării, funcții de consilier local și județeni, parlamentari și în urma negocierilor cu PNL au reușit să pună oameni așa ziși competenți în funcții publice. După ce s-a văzut cu saci în căruță, USR Plus a pus în funcție suprefect la Hunedoara pe Oana Andreea Biriș, o profesoară de limba engleză care s-a remarcat prin participarea aprigă la protestele de stradă și prin lipirea corectă a afișelor electorale. Tot în goana după funcții au fost numiți manageri sau directori, persoane care nu îndeplineau criteriile minimale pentru acel post.